Veste nu tocmai bună pentru cetățenii orașului Pașcani. Mâine, timp de aproape 5 ore, apa potabilă va fi întreruptă din cauza unei avarii la rețeaua de distribuție. Conducerea societății Preserv Apă Pașcani anunță că mâine, în intervalul 9-14, apa potabilă va fi întreruptă în zona de-a la municipiului din cauza unei avarii la rețeaua de distribuție. Conducerea asigură că avaria va fi remediată în cel mai scurt timp pentru ca furnizarea apei să fie reluată. Pe această cale, cetățenii sunt rugați să-și creeze rezerve de apă. Anunțăm utilizatorii din municipiul Pașcani din zona de apă că mâine, în data de 14 ianuarie 2014, se va întrerupe alimentarea cu apă în zona deal pentru efectuarea unei intervenții la rețeaua de distribuție. Vă rugăm să vă creați rezerve de apă pentru nevoile curente și vă asigurăm că vom depune toate eforturile pentru realimentarea în cel mai scurt timp a utilizatorilor.